Anul acesta a venit cu o surpriză, cu o bucurie pentru consumatori, dar poate și cu o îngrădire a unor drepturi pentru unii, dacă ne gândim așa. Se interzice vânzarea de băuturi energizante către minori. Cred că acest lucru este extrem de important din punct de vedere al legislației. Important este să o și aplicăm, fiindcă de multe ori avem această tendință, legea spunea, una, practica. Se întâmplă altfel. Fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem că astfel de băuturi sunt interzise de a fi vândute în chioșcurile școlare. Sunt interzise de a fi uh, comercializate direct către minori. Și cred că noi, ca și părinți sau ca și bunici, ar trebui să fim de două ori mai atenți și mai responsabili când dăm niște bani copilului pentru a-și lua un sandviș, a-și lua o prăjitură, să ceară bonul fiscal, să ni-l aducă și să ne uităm pe el. Dacă nu cumva, a cumpărat și astfel de băutură, fiindcă poate vânzătorul respectiv n-a fost foarte atent. Dar ceea ce este de înțeles este faptul că nota de fundamentare pentru o astfel de decizie legislativă pe modelul celorlalte țări europeni este clar că este un produs care consumat în exces poate cauza probleme destul de mari. Iar când discutăm despre sănătatea copiilor, adolescenților, dar și a noastră, fiindcă de multe ori ne gândim că poate suntem la un drum mai lung, suntem la o petrecere, avem nevoie de puțină energie, ne simțim puțin mai obosiți. Oare soluția este un astfel? de suc sau o băutură energizată, dacă este și suntem în benzinărie și o cumpărăm direct din magazin. Mergem în hipermarket sau în supermarket sau la un chioș de cartier, ar trebui să înțelegem că și aceste produse au termen de valabilitate, ingredientele n-ar fi rău să le citim și s-ar putea să ne surprindă că nu înțelegem nimic din ceea ce scrie pe eticheta respectivă și nu în ultimul rând, cred că ceea ce este extrem de important, să nu uităm la cantitatea de sare și de zahăr. Astfel că acele informații nutriționale pe care le vedem pe un astfel produs, s-ar putea să ne facă să nu mai cumpărăm, doi la mână, ingredientele pe care nu le înțelegem, să ni se pară că cumpărăm poate ceva de la o farmacie sau ceva din uh, laboratorul de chimie, dar ceea ce este sigur, avem aplicația europeană de protecție a consumatorului, scanăm codul de bare al produselor, avem toate informările și informațiile în limba română, chiar dacă suntem în România, în Franța, în Grecia sau în Spania, și putem să decidem mai bine pentru noi. Nu uitați, 25 de grame de zahăr la 24 de ore și 5 grame de sare la 24 de ore. S-ar putea cu aceste informații coroborate cu ce scrie pe eticheta de informații nutriționale de pe un astfel de produs să ne sperie. Nu uitați, sunt la 100 de grame, nu la cât are băutura respectivă în ambalajul respectiv. Așa că aceste băuturi energizante să fim atenți, să le cumpărăm cu atenție și faptul că sunt interzise vânzării și comercializării minorilor, cred că ne pune un semn mare de întrebare chiar și pentru consumul propriu, chiar dacă suntem adulți pe eticheta respectivă vom vedea acolo consumul respectiv ar trebui să fie pentru o persoană de 30 de ani din punct de vedere al informațiilor ca doză zilnică recomandată. Așa că să nu ne luăm și să ne îmbătăm cu apă rece, nu combinăm acest produs cu tot felul de băuturi alcoolice, ne uităm dacă scrie și dacă are anumite avertizmente, avem toate informațiile, gândim mai bine, Trăim mai bine, cumpărăm mai bine. Și pentru acest lucru citim eticheta împreună cu Infocons pentru a avea cu adevărat o nouă atitudine.